Administratorul grădiniței cu program prelungit numărul 4 din Iași a fost descoperit pozitiv cu coronavirus în urma efectuării unui test în cursul zilei de ieri. Persoana prezenta simptome specifice coronavirusului și a făcut testul la cerere. În ultimele zile, administratorul a intrat în contact cu două femei de serviciu și mai puțin cu personalul didactic. Direcția de Sănătate Publică a deschis o anchetă epidemiologică. Protocolului și contractului pe care noi îl avem cu un laborator din municipiu, cu un laborator medical, am reușit să identificăm acest caz. Respectiva persoană ne-a solicitat să facă testul COVID și din păcate s-a confirmat că este pozitiv. Este vorba despre o persoană de sex masculin care este încadrată în zona personalului auxiliar. Se pare că acesta ar fi intrat în contact doar cu două femei de serviciu și mai puțin cu alte persoane din categoria, cu un alt tip de personal, mă refer aici la în special la cele din categoria personalului didactic, la doamne educatoare și doamne director. Contactul a fost doar cu cele două persoane, cele două femei de serviciu, care însă, din câte am înțeles, ar fi purtat mască. Doamna director de acolo mi-a confirmat că și el purta mască. Eu sper ca lucrurile să fie bune în ceea ce privește cele două femei de serviciu.